Merge? Stai, mă, nu-mi-l bag așa, că stai, frate, că oricum aud, că țip. Miron și Deaconu, par a fi vedetele zilei de ieri. Da, și mulți alții. Practic mă gândeam, înainte să-mi dai legătura, ce înseamnă, iată-l, pe unul dintre invitații mei. Ei sunt efectiv în competiție directă pentru cali... Sună, Costică! Crezi? Cali... Alo? A închis! Putem să avem și fundal sonor, să știi. Uite, încă n-am făcut o emisiune, dar e posibil. A început să vin. Era o voce de femeie, Costică. Nu este nimic adevărat. Versurile cântecului le știm, suntem molteni, adică suntem mulți și în tribune sunteți mulți, așteptăm cu interes meciurile de acasă, mulți, pentru că... Nu, vedeți că versul spune, suntem mulți. Adică suntem mulți. Suntem molteni pe viață și pe moarte. Suntem molteni. Adică suntem mulți. Adică suntem mulți. Cred că e vârsta. Își găsește alibi, din punctul meu de vedere, prin... acest arbitraj care spune ei că nu le este potrivnic. Nu știu ce a vrut să spună, întrebați-l pe el. Dani Alves, ce mai face și cum așteptați? Nu, cum așteptați? Cred că de Bruno. Bruno, Bruno Alves, da. Păcate, da. Cred că e vârsta. Nu? Dă-mi altă întrebare. Dani Alves, ce mai face? Alături de mine. Multă Mulțumesc. Sănătate Dorin Planici. Accidentare groaznică, urâtă. Sperăm să fie mai gravă decât părea. Cred că e vârsta. Nu se poate, tată. Suntem oameni, nu? Oameni în negru, nu știu, nu vedeți? Nu. Un campionat de spectacol, un campionat de show. Numărul cu ouăle și cu cureaua de la pantaloni, please. Acum vreau să văd ce ouă au jucătorii mei meci cu Steaua. Să văd mărimea la care sunt. Să fie ceva mai, nu știu, ceva minuscul. Toți îi dau un cap. Cineva la un moment dat spunea că vrea să vină să pune regăinile. I-am sugerat că mai bine să vină să pune ouă. Ce ouă au jucătorii? Că i-a luat 3, că i-a luat 7, că i-a luat 5. Matematică. Suntem neînviși de 3 etape, de fapt 5. Matematică. Deranjem. Deranjem. E just să deranjem? Deranjem mult de tot. Așa că nu mai e nevoie. Nu vă mai deranjați. Deranjem. El este Gică, este regele nostru al fotbalului. Numele meu deranjează mult. Acum, da. Unul al lui Gigi care se scrie DT, director tehnic. Antrenor la noi e un nimeni. 100%. Hai. Deșteptați-vă! Că am dormit destul! Trebuie să arată să fim o echipă mare! Prea mare! Iar dacă va fi nevoie, vom ști să ne apărăm și împotriva oștilor! Până unde? În careu, Butean... trece de doi adversari, mai păcălește o dată pe Enache. Jalon Enache, aban, gol! Să nu ne plecăm genunchii niciodată! Odată îl păcălește pe Enache. Noi suntem morți! Mai trece o dată de Enache. Aerian Enache. 1, 2, 3 și... Încălecarea! Mi-am trăit 3 lume în halimă la eu. Jocul nostru a fost în unele momente mult mai mult decât... rezultatele. A câta oară în acest sezon începem dialogul cu un antrenor fericit? Statistic. Nu știu. Felicit Universitatea Craiova pentru jocul prestat. Îl felicit pe Falu. Poftim? Cluj, scuze. Am avut o linie de fundal cât e dintr-un singur fundaș. Să vadă că eu sunt chior, adică ce nu văd, domne. Stai, cu cine stai acolo, care e pe... Măcar puțin așa, chiar așa. Mă consider un jucător foarte bun, am demonstrat asta. Indolență, freză și mai departe. Și ca Steaua să ajungă cea mai bună echipă din România, ar trebui să mai aibă pe mine, dar nu o să poată asta niciodată. Dau un sens a ce înseamnă a fi antrenor. Adică să ai personalitate, să decizi tu, să duci frâurile acestei echipe, a fi manager.